Din nou în direct, inundațiile din Rusia continuă să facă prăpăd. Mii de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze casele și să evacueze zonele afectate. Inundațiile sunt considerate de o amploare excepțională, iar autoritățile locale susțin că sunt cele mai grave din ultimii 10 de ani. Inundațiile masive din Rusia continuă să facă pagube majore. Peste 10.000 de clădiri rezidențiale au fost afectate în regiunile Uralii, Volga și vestul Siberiei. Inundațiile s-au produs pe fondul ploilor abundente din ultimele zile. Acestea au fost amplificate de creșterea temperaturilor, topirea zăpezii și gheții care s-a format iarna și care acoperă râurile și cursurile de apă. Cea mai afectată regiune a fost Orenburg, aflată la granița cu Kazahstan. Aici, peste 6.000 de persoane dintre care 1.400 de copii au fost nevoite să-și abandoneze casele și munca de o viață și să evacueze de urgență. Guvernul rus a declarat urgență federală la Orenburg, iar guvernatorul regional a declarat că inundațiile au fost cele mai grave din ultimii 10 de ani. Inundațiile au fost înregistrate de-a lungul întregului curs al râului Ural de 2.400 de kilometri. Orașul rusesc Orsk a fost inundat după ce un baraj s-a rupt, iar râul a ieșit din matcă. Oficialii locali au spus că barajul din Orsk a fost construit pentru un nivel al apei de 5,5 metri, însă Ural a crescut la 9,6 metri. Aici sute de oameni au ieșit în stradă să ceară ajutorul guvernului rus. Guvernatorii regiunilor Orenburg, Kurgan și Tiumen, dar și ministrul pentru situații de urgență, au raportat situația președintelui Vladimir Putin, care a ordonat crearea unei comisii speciale. Cu toate acestea, oficialul rus nu intenționează să se deplaseze la fața locului.